No, salutare, că ești pe la un nou episod din Tronos Liber, Tronov Liberty, mă rog. Am ajuns pe level 4 și mi-a picat înainte și atunci am rămas la faza că bă, mă aștept un pic, nu știu de ce a picat, mă rog, am făcut foarte multe update-uri, adică. Și văd că am pe asta aici, dar nu m-aș... Dacă te-a s-o băgat, hai să vă arăt niște update-uri ce am făcut pe cont, în alta. O să le vedeți imediat. Numai să termin cu bună asta. Perfect. Deci, momentan le-am făcut de rapasta aproape în albastru. Trebuie să le mai dau la plus, clar tot. Da, trebuie să le mai dau la plus, numai că nu știu pe unde să le mai duc să mai farmeze. Efectiv, deci deja nici costuri nu mai am. Ce m-am de pe aici sunt pasta pe care încerc tot să le fac un altă. Și crematoriu. Hai să merg crematoriu. Unde e crematoriu? Hai bă că... lângă oraș. Crematoriu, ok. Hai să merg, am câteva costuri aici, dar numai nu mă ajută să trec mai departe cu costurile nostru. Dacă voi vă jucați de foarte mult timp sau, mă rog, whatever, spuneți-mi și mie că dacă de la level 44, de la level 45 mai aveți quest-uri. Că am interesat și pe mine foarte, foarte mult. Acum, ia, mai văd ceva pe aici. Dar nu știu ce trebuie să fac, că de foarte multe ori caut pe internet și nu găsesc. De numai nu găsesc quest-urile. Da, ce mai bine să le facem noi că ia. În caz de ceva numai nu le găsește. Dar oricum acum de cât am înțeles avem update nou pe scum, pe care clar că o să mergem să îl vedem și noi. Nu știu, am înțeles că o bază nouă, nouă bază de asta de Halloween, de unde putem să luăm costum, vedem. Asta o să vorbim când o să fie momentul, na. Deci l-am făcut și pe ăsta, am făcut un pic de experiență, ok. Ce e aici? Nu. Stai să le iau de la început. Code collect. Da, aici la Morokai, pe ăsta nu l-am găsit deloc. Oricum trebuie să-l fac aici iar, am un quest pe care nu-l... Pe ăsta trebuie să-l aștept, cred că puneva la... Ora 7, cât e ceasul? Imediat o să pot să-l văd, ok, mergem în continuare. Talc. Ok, îl punem pe asta. Ia să le punem noi pe asta toate. Să vedem pe unde trebuie să mergem. Mamă, ce departe-i. Unde? Ui, sunt bun la cap aici, cred că s-a de la mai mare. Oricum, deocamdată nu, am quest-uri. Dar main story, la main story mă refer eu. Ce le vreau ăștia? Am înțeles, mergi mai prost. Bă, nu știu, mic cumva să mă bat cu ăștia de level 50 pentru că e posibil să nu fac față. Am văzut că s-a băgat un battle pe nou și poate e posibil să luăm și noi, vedem. Pentru că, nu, e Tombstone. Nu știu dacă aș veni deocamdată la de level 50 să mă bat, că e un pic cam ciudat. Oricum o să mă rupă, deci. Sunt 5 level de diferență, deci de fi zombie. Nu, da. Uite-te, că abia le deletau temnic, bro. Să-mi bag buff-urile neapărat. Eu așa am preferat să-mi le pun buff-urile și skill-urile pentru atac și astea, că... Da. Arată mai ok. Avem 15 zombie de omorât, Nu știu dacă l-ați face chiar acum, asta să vedeți pe alea 15 monștri, dar... Ah,
Da, mă, pe aia, da. Cred că o să mai fac încă un caracter după ce-l termin pe asta. Pentru că... tot văd că foarte mari pe meci. Deci foarte, foarte mare. Îl are... cum se numește... ăla, staff-ul, wizard-ul, aș putea să zic. Aia au cel mai mare temici deocamdată. Și... Spectru, ia mă, hai că merg noi mai bine aici. Deci mai bine. Mai bine merg noi acolo. Pentru că ăștia sunt deocamdată destul de mari. Și clar că nu o să le facem față. Bă, nu știu, mă duc aici. Și vedem. Abia aștept să fac level 50 să termin odată. Și ăștia au level 25, na. Trebuie să încep să-mi fac caracterul cu mov. Gen pitemele de pel. Că altfel n-am un control efectiv. Dacă nu, nu o să rezist la celălalt mai mari, știi? Și de-aia am și zis că parcă aș face încă un caracter pe cont să vedem bine asta numai după ce ajung la level 50, știi? Că... mamă, dar ce prost! Ce e asta, mă? Aici e un monstru. Da, au înghețat ăștia. Lol. Hai să merg noi în continuare. Oricum trebuie să mă duc să-l deblochez pe ăla. Băi, nebun, cum mă duc? Ce mă, n-am... am înțeles, trebuie să mă duc pe partea cealaltă. Nu, în fine. Haide. Bă, apropo, mă scuzați că nu mai facem chiar așa de multe live-uri și chestii de genul, dar nu, acum am ce zis și mai și repet. Mai important e pentru săptămâna o odihnă pe care o am, ca să fiu concentrat la locul de muncă, decât... nu, să te facem live-uri una alta, două ore, trei ore, știi? O să vedem, o să văd cum o să fac și o să mă calculez în genul în care, bă, să fie chiar ok. Și... ca să fie chiar, să nu avem nicio problemă, știi? Da, da. 2000, what the fuck? Unde? Păi da, nu. În fine. Ok, hai să mergem în partea cealaltă. Mam, și aici, ce e aici, mă, ce tărâmă lupește, de level 41. Oare de mă bagă în ăla, ui muri? Mai mult ca sigur poate putem zbura. Băi, ai văzut la HP ce acolo, mă? Bro, what the fuck? De ce mă... Mi-a dat de asta mare. Da, e clar. Mai rămâne un pic pe aici. Haide. În ce zonă, bă, ești nebun la cap? Grey Wolf am level 50. De ce efectiv la level 45 îmi dai costuri de level 50? What the fuck? Ce e cu tine? Da, nu-mi place să le fac efectiv, dar am mai văzut că lumea se mai plângea de treburile astea, știi? Cum ar fi că tu ești level mai mic, dar e de rază ți-l dă către final. Oh, frate, calm. Eu înțeleg că din misiuni fac și quest-uri, dar... gen... cam greu mă omorâm pe ea. Bine, asta e pe undeva problema mea, că m-am ocupat mai mult de caracter. Dar am zis că o să fac level 50. Și după aia mă pun la craftat de iteme. O să fie un pic cam ciudat că n-a, trebuie să, oricum trebuie să stau pe farm. Deci foarte, foarte mult trebuie să stau pe farm. Nu știu dacă vă mai dați la streamer care fac live-uri cu jocul și... da, toată lumea vă spune, bă, farm-ul e cel mai important. Oricum de când s-a lansat jocul ăsta am văzut deja build de români, am văzut, da, creatori de conținut.
Bine, comencea să și posteze un altă. Apropo, pe TikTok, la mine, bă, nu știu, o să văd diferența sau timpul. Și o să tot așa o să postez videoclipurile cele scurte cu quest-uri pe YouTube. Ca să, nu, când le căutați, una, două, să le aflați și una alta, să nu mai aveți treabă, știi? Ok, hai să vedem aici. Să le descop, să descoperim și asta. Perfect. Chapter 9. Ok, eu mă duc, nu-i problemă, dar... Am făcut le- am crezut că au făcut level 46, nu. Da, e bază, e ok, e super aici. Oricum acum la 7 cred că apucăm să mai facem în 8 minute. Trebuie să vă pun unde spawnează ca să ajung acolo sus la, la el, la balena aia mare. Vedem, sper să pot să-l prindă. Că de, nu l-am prins de când, de când ești pe server, deci. De când ești pe joc, de fapt. Misterios nou. Ce aici e ăla? Hai să luăm. Happy Halloween, apropo. Perfect, și hai să mergem la quest. Unde aici? Înăuntru? Nu știu dacă o să facă fața dacă avem niște quest-uri mai mari, dar în film. Adică ce bătăi. Cine asta, mă? Talon. Welcome. BGB. Ah, you're the one Penny's always talking about. My guild has been... We've planted a device. You're the guild leader of the Talon Guild, Arthur Talon. Speak to Zarek. Has asking resistant soldiers to take on special contracts and giving up generous rewards for their completion. The high rewards indicated just how dangerous those contracts were. Responde. They were particularly focused on investigating the orcs' movements. Okay. Cred că am dat un pic mai repede decât trebuia. 3000 de metri, pras la cap. 3000 de metri, bro. No, în film. Okay. Ah, oh, easy. Am direct acolo, de alea să mă pot duce. Și că am un email pe care nu l-am citit. Unde sunt email-urile? Stai să mai iau aici. A, nu mi-a dat ce-mi trebuie. Și am pe asta weekly mission. Mail. Ce-i ăsta, mă? Delete, ok, hai să deschidem să vedem ce-i. Am tot felul de prostii pe aici. A dat multe chestii. Ah, nu știu pe unde e film. Battle Pass. Iar despre Battle Pass-ul ăsta povesteam eu. Unde e? Ah, pot să dau așa. Cam așa arată. Nu știu de ce am impresia că e PUBG Mobile-ul, deci. Codex. Collection. Ai, din 14. Mamă. Păi și aici am avea destul de multe, dar în film. Am asta e. Am asta e. Da, mă rog. Ok, let's go, hai să merem. Câte minute mai avem? Cam puține, 5 minute, sper să ne ajungă. Am să vedem după aia de nu mă chinui eu să ajung la ăla mare. Zarek e aici. Domnule, cam puțină experiență ne dă. A, am mai găsit un spirit. Am mai deblocat un spirit, de fapt. M-am gândit. No, hai să vedem. Ce putem face? Skill-ul ăsta trebuie să-l scot. Here.
Da, nu e. Bine, pași pe nu. A, mi-mi place. M-am gândit că o să mă arunce în treburile astea. Dar nu. Mă, o să mor. Bă, și n-am dat. Ghișe, nu cred că te-a putut face așa. Da. Ce noroc am avut. Nu cred că vă dați seama. Trebuie să stau un pic bloc, că... Spectru Zarek. După ce-l omor pe ăla, Spectru Zarek. E dracu de martalog. Wow. What the fuck. Spectru Zarek. What's this smell? You smell funny! Long live the Phonos! M-a transformat în ăla, în orc. After infiltrating the Phonos clan for an investigation, you learn that their recent ferociousness was due to tension with the Arkidu orcs. The Phonos orcs were trying to gain more strength to fight the Arkidu orcs by staging a festival of fire. Ah, okay. El m-a transformat. Eu nu pot să... Bun, perfect. Always believed it would respond to astral forces. Entering cave. The power of the eclipse will hide us. Let's get moving. Enter the cave? Unde e aici? Mamă, a făcut invizibile, nu dacă pentru cât timp? O, dar pot să mă duc așa. Foluzarec. Collect. M-am gândit. Fute, Doamne iartă-mă. Bă, dar... Așa, mă. Bun. Și eu cum ajung acolo? Da. Bine, frate. Hai că m-am făcut quest-ul de râs. Junk, hai cu junk-urile. Ah, perfect. Am mai remuțit de atâta, n-am mai avut în viață. De orică aici.
începutul cu balena. It's too late. The chief priests have begun the rituals. Time for the festival. Glamakan's blessing. May the cave is empty. Burn. Now is the chance to kill the chief priests. Let's go. Who disturbs the sacred ceremony? Băi, nu, mă, la multe. You dare interrupt the festival of fire? Feel the fury of Flamacon! I will finish it. What the fuck? Thank you. To prevent the bonus haide. Bun, guys, hai că ne auzim. You defeated the chief priest. Nu uitați butonul de like, subscribe. V-am pupat, pa, pa.